Încă de la începuturi, viața pentru cei credincioși nu a fost ușoară. Luptele acestora au fost de naturi diferite. Uneori au venit fie din interiorul lor, alteori aceste lupte au venit din exterior. Acum, dacă ar fi să ne gândim care dintre aceste lupte ar fi mai dificile, e greu de spus. Fiecare dintre noi funcționăm diferit. Pentru unii dintre noi, luptele interioare sunt mai grele, mai dificile de dus. Pentru alții dintre noi, luptele exterioare par mai dificile și mai greu de dus. Și cu siguranță așa stau lucrurile și pentru acești primi credincioși din primul veac. Pentru unii dintre ei, probabil că acele frământări interioare erau niște frământări ușor de dus sau greu de dus, iar pentru alții ce părea mai greu erau acele atacuri exterioare. Acum, când vorbim de aceste lupte exterioare pe care acești credincioși trebuiau să le ducă zilnic, ele veneau de pe două fronturi, atât de la romani, cât și de la fraților evrei. Persecutații de romani, în primul rând, persecuția acestei noi secte creștine nu era un eveniment nou. Creștinii din Roma au fost oprimați încă de pe vremea împăratului Claudius, lucru pe care l-avem menționat și în Faptele Apostolilor, cred că capitolul 18, undeva prin 49 după Hristos. Iar în timpul acestei prime perioade de persecuții, mulți creștini au fost evacuați din Roma datorită tocmai acestor neînțelegeri teologice pe care le aveau cu evreii ortodoxi din sinagogi. Exista un conflict destul de mare între credincioși, între această nouă sectă care era considerată o sectă iudaică și evrei ortodoxi în sine. Existau foarte multe neînțelegeri teologice, iar pentru că era un pact pe care romanii l-au avut cu Israelul, cu evreii, în care li s-a oferit această libertate în imperiu să poată să învețe lucrurile în care ei credeau, legea mozaică. Bineînțeles că cei care erau persecutați creștinii și nu acești evrei ortodoxi, erau mai lăsați mai degrabă să își prezinte susținerile lor și aspectele teologice în care credeau. Și în momentul în care au fost și problemele acestea în Roma, cei care au fost evacuați și scoți afară din oraș, bineînțeles că au fost creștinii, da? Această nouă sectă iudaică, cum era ea intitulată. Acum, se pare că lucrurile acestea erau de felul acesta și că creștinismul în sine este mai extremist decât iudaismul. Și cei care îmbrățișau creștinismul în perioada aceasta erau mult mai extremiști decât evreii în sine. Ei niciodată nu cedau presiunilor și nu se închinau zeilor pe care romanii, zeii păgâni pe care romanii îi îmbrățișau. Erau foarte categorici și asta a fost și unul dintre motive pentru care se pare că pentru romanii creștinii au fost tot timpul considerați niște răuvoitori. Pe lângă acestea, creștinismul era o nouă mișcare, era o mișcare de început, nu se așezase întru totul. Creștea foarte puternic și făcea în același timp imperiul să fie foarte nervos, foarte temător cu privire la această creștere care părea nesigură pentru imperiu. Creștinii erau cunoscuți ca fiind foarte intoleranți, refuzau orice altă închinare la alții Dumnezeu. Și nu în cele din urmă, persecuția a venit și datorită diferitelor bârfe care circulau prin imperiu. Vă aduceți, cea mai renumită dintre ele era aceea că creștinii erau canibali. Tocmai pentru că exista această cina Domnului în care se spunea că se împărtășeau cu trupul și sângele unei persoane a Mântuitorului. Și spuneau că acești creștini sunt canibali, mănâncă trup și beau sânge, sunt vampiri. Acum, se pare că atunci când este scris această scrisoare de față, evrei, împăratul Nero era deja pe tron și deși încă nu se lăsase cu sânge, cunoașteți foarte bine în istorie, împăratul Nero este cunoscut ca cel mai aprig persecutor
al creștinismului, deși și cei care au venit după ei au fost destul de serioși cu privire la creștini și au persecutat destul de tare. Nero a rămas în istorie ca unul dintre cei mai mari persecutori ai creștinismului. Și este de înțeles într-un fel de ce mulți dintre acești evrei creștini făcuseră un pas înapoi, se retrăseseră din societate. Unii dintre ei chiar nu mai participau nici măcar la serviciile divine ale bisericilor sau ale comunităților creștine în care făceau parte. Și ăsta e unul dintre motive pentru care în capitolul 13 spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Tocmai pentru că unii dintre ei, foarte temători de toate aceste persecuții, se retrăseseră cu totul din orice fel de implicare socială sau comunitară colectivă în contextul bisericilor lor. Acești credincioși aveau nevoie de încurajare și putere pentru a-i rămâne credincioși lui Hristos. Acum, pe lângă această persecuție romană, mai era o persecuție care venea de pe celălalt front, fraților evrei. În fiecare zi acestor noi credincioși li se ducea aminte de vechea lor moștenire. În mod regulat erau confruntați fie de învățători, fie de membri de familie cu privire la decizia lor de a părăsi legea mozaică, preoția lui Aron și jertfele de la templu. Existau și mai puțin norocoși, care cu siguranță erau renegați de toți prietenii apropiații lor și pierdeau slujbele, deveniseră rușinea familiei și erau urâți de întreaga comunitate în care crescuseră sau pe care o cunoșteau. Iar aceste lupte exterioare cu siguranță se mutau de foarte multe ori la nivelul interiorului și mulți dintre acești convertiți cu siguranță că ajungeau acasă și își puneau tot felul de întrebări. Mulți dintre acești convertiți cu siguranță că ajungeau și se întrebau oare am făcut bine că am lăsat în urmă toată moștenirea mea spirituală de viață. De fiecare dată când era probabil o sărbătoare evrească, se gândea ce frumos era să fiu acum din nou cu familia, cu prietenii mei, ce dor mi-este de masa pascală sau diverse conforturi ale ritualurilor lor, ale familiei și ale comunității din care odată făcuseră parte și de care acum nu mai aveau parte. Și cu siguranță că se întrebau oare cât de mult trebuie să mai îndur toată această ostilitate și încercare de care am parte astăzi. Noi citim astfel de scrisori ale Noului Testament, dar nu înțelegem foarte bine contextul în care ele au fost scrise și oamenilor cărora le-au fost adresate. Cei care au primit această scrisoare au fost oameni care treceau prin foarte multă suferință. Și în carte ni se precizează puțin dintre ele în momentul în care li se erau proprietățile și erau foarte persecutați, încă nu se vorbește despre moarte. Da, în capitolul 12 spune că încă nu ați plătit cu sângele vostru. Dar era o persecuție cruntă și întrebările în momentul în care oamenii aceștia erau singuri, cu siguranță că erau abundente și își puneau tot felul de probleme. E cu siguranță o întrebare bună: cât de mult pot să mai duc, să mai rabd? Nu ar fi mai simplu dacă m-aș întoarce înapoi la lucrurile la care mă închinam odinioară? La urma urmei nu este decât o întoarcere la religia veche lui Avram, Isaac și Iacov. Când auzi astăzi lucrurile astea, poate că și tu te întrebi și te confrunți cu aceleași întrebări. Uneori este ispita aceasta de renunța la tot, de a uita de toate lucrurile și de a îmbrățișa soluția cea mai simplă. La urma urmei, dacă ai renunțat la toate lucrurile astea, nu mai avea nevoie, nu mai avea probleme la jobul tău, relațiile cu cei din familie ar fi mai ușoare, ai putea face ce vrei duminica dimineața, dacă vrei să dormi mai mult, nu te mai stresezi și nu mai mustră de conștiință că trebuie să mă duc la biserică, nimeni nu ar mai avea pretenții la banii, timpul și energia ta. Și nu ai mai fi așa rușinat social, da? În momentul în care spui la serviciu că ești pocăit, parcă ai devenit deja un vampir pentru toți, toți se uită la tine ca un canibal, ca un ciudat și atunci n-ar mai fi acest reproș social și
te lupți singur cu astfel de întrebări, poate astăzi, dar dacă te lupți cu întrebările astea, nu ești singur, cu siguranță sunt și alții și cu siguranță au făcut-o și oamenii aceștia despre care o să citim în săptămânile următoare. Credincioșii din aceste prime veacuri se luptau cu astfel de întrebări. Oare chiar știe Dumnezeu ce se petrece? Cum li se poate întâmpla așa ceva? Cum ni se poate întâmpla așa ceva când încercăm să fim credincioși Domnului? Îi mă pasă lui Dumnezeu de noi? Dacă da, de ce nu răspunde? De ce tace Dumnezeu? Și într-un astfel de context despre care vorbesc, a venit o scrisoare pe care și noi o ținem astăzi în mână. Nu știu dacă știau că trebuie să le sosească o astfel de scrisoare, dar cu siguranță că au fost foarte nerăbdători să o citească și să găsească poate soluții la problemele lor în momentul în care au primit-o. Și sper că vă puteți imagina acel grup de credincioși strângându-se în jurul celui care a început să desfacă acest sul, acest manuscris, să-și pună ochelari, nu erau ochelari, și să înceapă să parcurgă această scrisoare. Okay? Scrisoarea pe care o să parcurgem și noi în această dimineață. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți de multe ori și în multe feluri. Însă, în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii Lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a realizat curățirea de păcate și s-a așezat la dreapta măreției în înălțimi, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât numele pe care le-a moștenit este mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis vreodată, tu ești fiul meu, azi te-am născut, și din nou eu voi fi tatăl lui, iar el va fi fiul meu. Și din nou, când îl aduce în lume pe întâiul născut, spune, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Iar despre îngeri spune, din vânturi el își face îngeri și din flăcări de foc slujitori. Însă despre fiul zice, tronul tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci. În sceptrul împărăției tale este un sceptru al dreptății. Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și tu, Doamne, ai întemeiat la începutul pământului, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. În toate se vor învechi ca o haină. Le vei învășura ca pe un vășmânt și vor fi schimbate ca o haină. Tu însă rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Dar căruia dintre îngeri a zis vreodată, șez la dreapta mea, până voi face din dușmanii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt ei toți duhuri slujitoare trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moștenească mântuirea? De aceea trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit ca să nu fim îndepărtați de la ele. Căci dacă cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit sigur, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o pedeapsă dreaptă, cu cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare? Ea a fost spusă la început de Domnul și ne-a fost adeverită de către cei ce l-au auzit în timp ce Dumnezeu își întărea mărturia prin semne și diferite minuni și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Nu îngerilor le-a spus El, lumea, le-a supus lumea viitoare despre care vorbim, ci cineva a mărturisit solemn undeva spunând, ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să spese de el? Totuși tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste, i-ai pus totul sub picioare. Dacă le-a supus pe toate, n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus, dar acum încă nu vedem că toate ei sunt supuse. Îl vedem însă pe Iisus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Cel pentru care și prin care sunt toate, a considerat potrivit ca pentru a aduce mulți fii la slavă să-L desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirii lor. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, sunt toți din unul. De aceea lui nu-i este rușine să-i numească frați, spunând, voi vesti numele tău fraților mei, te voi lăuda în mijlocul adunării. De asemenea, el spune, îmi voi pune încrederea în el și din nou el spune, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, el a devenit asemănător cu ei, pentru ca prin moarte să-l distrugă pe cel ce are puterea morții, care este diavolul, și să-i libereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte.
Este clar că el n-a venit să-i ajute pe îngeri, ci a venit să ajute sămânța lui Avram. De aceea el a trebuit să fie făcut în toate precum frații lui, ca să poată fi un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului. Pentru că el însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, el poate să-i ajute pe cei care sunt încercați. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemare cerească, gândiți-vă cu mare atenție la Iisus, apostolul și marele preot al credinței pe care o mărturisim. El a fost credincios celui ce l-a desemnat, așa cum și Moise a fost credincios în toată casa lui. El a fost găsit vrednic de o slavă mai mare decât a lui Moise, așa cum constructorul unei case are mai multă onoare decât casa însăși. Căci orice casă este construită de cineva, însă cel ce le-a zidit pe toate este Dumnezeu. Moise a fost credincios ca slujitor în toată casa lui Dumnezeu ca să depună mărturie despre lucrurile care urmau a fi spuse. Dar Hristos a fost credincios ca fiu peste toată casa lui Dumnezeu, iar casa lui suntem noi, dacă păstrăm într-adevăr cu fermitate încrederea și lauda care aparțin nădejdii. De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit, ca în ziua încercării în pustie, când strămoșii voștri m-au pus la încercare și m-au ispitit, deși îmi văzusere lucrările timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe generația aceasta și am zis, ei întotdeauna s-au rătăcit în inimile lor și n-au cunoscut căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea necredincioasă care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu, ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Noi avem parte de Hristos dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea pe care am avut-o la început. Este spus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit. Cine au fost cei ce au auzit și s-au răzvrătit? Nu toți cei ce au ieșit din Egipt prin Moise? Și pe cine s-a mâniat el timp de 40 de ani? Nu pe cei care au păcătuit și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Cui a jurat el că nu va intra în odihna lui dacă nu celor care nu au ascultat? Vedem că ei n-au putut intra din cauza necredinței lor. De aceea, întrucât promisiunea intrării în odihna lui rămâne încă deschisă, să avem grijă ca niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor, dar lor cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de niciun folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credința. Însă cei care am crezut intrăm în acea odihnă, așa cum a spus. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Și totuși lucrările sale au fost terminate încă de la crearea lumii. Pentru că a spus undeva despre ziua șaptea, astfel Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui și din nou în același loc nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca unii să intre în ea, întrucât cei din tâi cărora li s-a vestit Evanghelia n-au intrat din cauza neascultării, el stabilește din nou o zi, astăzi, spunând prin David după atât de mult timp, așa cum a fost spus mai înainte. Dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci Dumnezeu nu le-ar fi vorbit mai târziu despre o altă zi. Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de sabat, pentru că oricine intră în odihna lui se va odihni de lucrările lui ca și Dumnezeu de ale sale. Să ne grăbim de să intrăm în acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca lor. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și poate judeca gândurile și intențiile inimii. Nu este nimic care să poată fi ascuns de el, ci totul este gol și descoperit ochilor lui, ai celui înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute la timpul potrivit. Orice mare preot este ales dintre oameni și desemnat să-i slujească lui Dumnezeu pentru ei, ca să aducă atât daruri cât și jertfe pentru păcate.
El poate fi blând cu cei neștiuitori și rătăciți pentru că el însuși este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale poporului. Nu el își ia această onoare, ci este chemat de Dumnezeu, așa cum a fost și Aaron. Tot astfel nici Hristos nu s-a slăvit pe sine devenind mare preot, ci Dumnezeu i-a spus, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și așa cum spune și în altă parte, tu ești preot în veci potrivit rânduielului Melchisedec. El, în timpul vieții lui pe pământ, s-a rugat și a făcut cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care a putut să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită reverenței sale. Chiar dacă era fiu, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit și fiind făcut desăvârșit, a devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de el, fiind numit mare preot de către Dumnezeu potrivit rânduielii lui Melchisedec. Cu privire la aceasta, avem multe să vă spunem, dar este greu de explicat pentru că ați ajuns greu la pricepere. De fapt, cu toate că acum trebuia să fiți învățători, voi aveți din nou nevoie de cineva care să vă învețe adevărurile elementare despre cuvintele lui Dumnezeu. Aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Oricine se hrănește cu lapte nu este obișnuit cu învățătura despre dreptate pentru că este copil. Însă hrana tare este pentru cei maturi care prin practică și-au antrenat capacitatea de înțelegere pentru a distinge binele de rău. De aceea, lăsați aspectele elementare a adevărului despre Hristos și să ne îndreptăm spre maturitate. Să nu mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și credința în Dumnezeu, învățătoarea despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și judecata veșnică. Vom face acestea dacă va permite Dumnezeu, căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminați cu gustul darului ceresc, au devenit părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care va să vină și care totuși au căzut, să fie aduși înapoi la pocăință, întrucât ei îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de ocară. Când pământul absoarbe ploaia care deseori cade pe el și dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Dacă însă dă spini și mărăcini, atunci nu este de niciun folos și urmează să fie blestemat. Sfârșitul lui va fi în foc. Chiar dacă vorbim astfel, prea iubiților, suntem convinși în ce vă privește că lucrurile mai bune și care însoțesc mântuirea. În ce vă privește de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, faptul că i-ați slujit pe sfinți și continuați să o faceți. Dorim mult ca fiecare dintre voi să arate aceeași sârguință până la sfârșit, astfel încât să se împlinească ceea ce nădăjduiți. Să nu fiți leneși, ci fiți imitatori ai celor ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile. Când Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram, pentru că nu avea pe nimeni mai mare pe care să jure, a jurat pe sine însuși spunând: te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult urmașii. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a obținut promisiunea. Oamenii jură pe cineva mai mare decât ei, iar un jurământ care face cunoscut faptul că un lucru este adevărat și sigur, pune capăt oricăror dispute între ei. În același fel, când Dumnezeu a vrut să le arate mai clar moștenitorilor promisiunii caracterul neschimbător al planului său, el a garantat acest lucru printr-un jurământ. Pentru că, prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajat să punem mâna pe nădejdea care ne stă înainte. Avem această nădejde ca pe o ancoră pentru suflet, fermă și sigură și care pătrunde în partea dinăuntru, dincolo de draperie, unde, pentru a ne arăta, calea Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergătoră. El a devenit mare preot pentru totdeauna, potrivit rânduielii lui Melchisedec. Acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, l-a întâlnit pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul regilor și l-a binecuvântat. Iar Avram i-a dat zecială din toate. Numele lui înseamnă, în primul rând, rege al dreptății. Apoi, de asemenea, el este și rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilor, nici sfârșit al vieții și astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna. Înțelegeți deci cât de mare a fost acesta căruia chiar și patriarhul Avram i-a dat zecială din cea mai bună parte din pradă?
acelora dintre fiii lui Levi, care sunt preoți, li se cere potrivit legii să aducă zecială de la oameni, adică de la frații lor, chiar dacă ei se trag din Avram. Însă acest om, deși nu aparținea genealogiei lor, totuși a adunat zecioală de la Avram și l-a binecuvântat pe cel care avea promisiunile. Fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Într-un caz, zeciuielile sunt primite de oameni care sunt muritori, în altul de cel despre care se depune mărturie că trăiește. Și într-un sens, prin Avram, chiar Levi, cel care primește zecioala, a dat zecioală pentru că el urma să fie urmașul lui Avram. Dar încă nu se născuse atunci când Melchisedec l-a întâlnit pe strămoșul său. Acum, dacă desăvârșirea ar fi posibilă prin preoția levitică, pentru că poporul a primit legea sub această preoție, ce nevoie ar fi fost să mai vorbim despre un alt preot care să vină potrivit rânduielului Melchisedec și nu potrivit rânduielului Aaron? Atunci când este schimbată preoția, este necesară și o schimbare a legii. Cel despre care sunt spuse aceste lucruri a aparținut unei alte seminții, din care nimeni n-a slujit la altar. Acum este clar că Domnul nostru s-a ridicat din Iuda, iar în legătură cu această seminție, Moise n-a spus nimic cu privire la preoți. Acest lucru este mult mai evident atunci când vine un alt preot, la fel ca Melchisedec, unul care nu a devenit preot prin porunca unei legi pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Căci este depusă următoarea mărturie: tu ești preot în veci, potrivit rânduielui Melchisedec. Pe de o parte, porunca veche a fost dată la o parte, deoarece a fost slabă și fără vreun beneficiu, pentru că legea n-a făcut nimic de săvârșit, iar pe de altă parte este asigurată o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și aceasta nu s-a făcut fără jurământ, căci ei au devenit preoți fără să depună un jurământ, dar el a devenit preot cu jurământ prin cel ce i-a spus: Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veci. În consecință, Iisus a devenit garantul unui legământ mai bun. Într-adevăr, preoții au fost mulți la număr pentru că erau împiedicați de moarte să-și continue lucrarea, dar el, fiindcă rămâne în veci, are o preoție permanentă. De aceea el poate să-i mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, întrucât el trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. Era potrivit să avem un astfel de mare preot sfânt, fără pată, nepângărit, despărțit de păcătoși și înălțat deasupra cerurilor. Spre deosebire de alți mari preoți, el nu are nevoie să aducă jertfe în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele sale, iar apoi pentru ale poporului, pentru că a făcut aceasta o dată pentru totdeauna atunci când s-a jertfit pe sine. Legea îi desemnează ca mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, însă cuvântul jurământului, care a venit mai târziu după lege, desemnează un fiu care a fost făcut desăvârșit pentru totdeauna. Lucrul cel mai important din ceea ce am spus este că avem un astfel de mare preot care s-a așezat la dreapta tronului măreției, în cerul slujitor în locul sfânt și în adevăratul cort, ridicat de Domnul, nu de mâinile oamenilor. Fiecare preot este desemnat să aducă atât darul cât și jertfe. Astfel a trebuit ca și acesta să aibă ceva ce să aducă. Așadar, dacă era pe pământ, atunci nu mai era preot, întrucât există preoți care aduc darul potrivit cu legea. Ei slujesc într-un sanctuar care este o copie și o umbră a celui ceresc, așa cum i-a fost arătat lui Moise atunci când urma să ridice cortul lui. Lui i-a spus: vezi să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Însă acum el a obținut o lucrare mult mai deosebită, în aceeași măsură în care și legământul pe care îl mijlocește este mai bun. Legământ care a fost dat ca o lege bazat pe promisiuni mai bune. Dacă primul legământ ar fi fost fără cusur, atunci nu s-ar mai fi căutat loc pentru un al doilea. Dar el i-a acuzat zicând: iată, vin zilele, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoșii lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din Egipt, pentru că n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Ci acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu și nici unul
Domnul nu va mai învăța pe semenul său, pe fratele său, zicând, cunoaște-l pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, căci voi fi îndurător în ce privește nelegiuirile lor și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Vorbind despre un nou legământ, l-a făcut pe primul învechit, iar ceea ce este învechit și îmbătrânit va dispărea în curând. Primul legământ a avut reguli pentru închinare și pentru un loc sfânt pe pământ. A fost construit primul cort în care erau sfeșnicele, masa și pâinea prezentării. Acesta a fost numit locul sfânt, însă dincolo de a doua draperie era cortul numit locul preasfânt, în care se aflau altarul de aur pentru tămâie și chivotul legământului, tot acoperit cu aur, în care era vasul de aur cu mană, toiagul lui Aron care înmugurise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, umbrind locul ispășirii. Nu putem vorbi acum în detaliu despre aceste lucruri. După ce au fost făcute astfel de pregătiri, preoții intrau periodic în primul cort pentru a-și împlini sarcile, însă numai marele preot intra în al doilea și chiar și el numai o dată pe an, ci nu fără sânge, pe care îl aducea pentru el însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Duhul Sfânt a arătat prin aceasta că încă nu era deschisă calea către locul preasfânt atâta timp cât primul cort încă exista. Aceasta este o ilustrație a timpului prezent, arătând că atât darurile cât și jertfele care erau aduse nu puteau să ducă la desăvârșire conștiința celui care se închina. Acestea sunt în legătură numai cu mâncarea, cu băutura și cu diferite ceremonii de purificare. Sunt reguli exterioare care există până la vremea stabilirii noii ordini. Însă, atunci când Hristos, ca mare preot al lucrurilor bune care au venit, a intrat în cortul mai mare și perfect, care nu este de făcut de mâini, adică nu este parte acestei creații, nu cu sânge de capre și de viței, ci prin propriul lui sânge, a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, obținând astfel o răscumpărare veșnică. Dacă sângele caprilor și al boilor și stropirea cu cenușă unei juninci îi sfințește pe cei pângăriți, având în vedere curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a dat pe sine fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. De aceea, el este mijlocitorul unui nou legământ, pentru că aceia care sunt chemați să poarte primii moștenirea veșnică promisă, întrucât a avut loc o moarte care îi răscumpără din neascultare comise sub primul legământ. Unde este un legământ? Trebuie să se dovedească faptul că cel care l-a făcut a murit, căci un legământ intră în vigoare numai când cineva moare. Pentru că un legământ nu este în vigoare atâta timp cât cel care l-a făcut este încă viu. De aceea, nici chiar primul legământ n-a intrat în vigoare fără sânge. Pentru că atunci când fiecare poruncă le-a fost pusă de Moise tuturor celor din popor, el a luat sânge de viței și de capre cu apă, lână, cărămizie și isop și a stropit sulul însuși și tot poporul spunând, acesta este sângele legământului pe care vi l-a poruncit Dumnezeu. În același fel a stropit cortul și obiectele folosite la închinare, potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Așadar, a fost necesar să fie curățite cu aceste jertfe copiile lucrurilor cerești, dar lucrurile cerești înseși aveau nevoie de jertfe mai bune decât acestea. Nu este ca și cum Hristos ar fi intrat într-un loc sfânt făcut de om, o imagine a celui adevărat, și el a intrat chiar în ceruri ca să înfățișeze acum pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Nu că el trebuia să se jertfească din nou și din nou, așa cum marele preot intra în locul preasfânt în fiecare an cu sânge care nu este a lui, pentru că atunci el ar fi trebuit să sufere din nou și din nou de la crearea lumii. Însă el s-a arătat acum, odată pentru totdeauna, la sfârșitul veacurilor, ca să îndepărteze păcatul prin jertfa lui. Așa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară odată, iar după aceea urmează judecata. La fel și Hristos, fiind jertfit odată pentru totdeauna, pentru a purta păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care l-așteaptă cu nerăbdare. Poate să-și noteze cineva un verset să mi-l dea? 9 cu 26 și 27.
Mulțumesc. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor, de aceea ea nu se poate niciodată prin aceleași jerfe care sunt aduse an de an să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Astfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care se închină ar fi fost curățiți odată pentru totdeauna și n-ar mai fi avut conștiința păcatului? Însă aceste jerfe amintesc anual de păcate, pentru că este imposibil ca sângele boilor și caprilor să îndepărteze păcatul. De aceea, când vine în lume, el spune: tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup, ție nu ți-au plăcut nici ardele de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis: iată că vin. În sulul cărții este scris despre mine: eu vin să fac voia ta, Doamne Dumnezeule. După ce a zis mai sus: tu nu ai dorit, nici nu ți-au plăcut jerfe, daruri de mâncare, arderi de tot și jerfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit cu legea, adăugat: iată că vin să fac voia ta. A dat astfel la o parte prima ordine pentru a instaura pe a doua. Prin acea voie am fost noi sfințiți, și anume prin jerfa trupului lui Iisus, odată pentru totdeauna. Fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba, aducând din nou și din nou aceleași jerfe, care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă după ce Hristos a adus o singură jerfă pentru păcate pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și de atunci așteaptă până când dușmanii lor vor fi făcuți așternut al picioarelor lui, căci printr-o singură jerfă el i-a sfârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Duhul Sfânt, de asemenea, depune mărturie înaintea noastră, după ce spune: acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei. După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor, le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Acolo unde există iertare pentru aceasta, nu mai este nevoie de nicio jertfă pentru păcat. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi, prin draperie, care este trupul Său, și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranță de plină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată, să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim pentru cel care a promis: este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dacă noi păcătuim în mod intenționat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nicio jertfă pentru păcat, ci numai o așteptare înfricoșată a judecății și a focului cumplit, care îi va mistui pe cei care se împotrivesc lui Dumnezeu. Oricine n-a ascultat de legea lui Moise a murit fără îndurare, pe baza mărturiei a 2 sau 3 martori. Cu cât mai sever credeți că trebuie pedepsit un om care îl disprețuiește pe Fiul lui Dumnezeu, care consideră ca fiind fără valoare sângele legământului prin care a fost sfințit și care îl insultă pe Duhul Harului? Îl cunoaștem pe cel care a spus: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și din nou Domnul își va judeca poporul. Fricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Amintiți-vă însă de aceste zile de la început, când, după ce ați fost luminați, ați îndurat multă luptă, suferință, fiind uneori expuși în mod public abuzului și persecuției, iar alteori fiind părtași cu cei care au fost tratați astfel. Alții ați împărtășit suferințele celor închiși, ați răbdat cu bucurie jefuirea bunurilor voastre, știind că voi aveți ceva mai bun și care rămâne. De aceea, să nu vă părăsiți acea încredere care aduce o mare răsplată, căci aveți nevoie de răbdare pentru ca, după ce ați făcut voia lui Dumnezeu, să puteți primi ceea ce a fost promis. Totuși, încă puțin, foarte puțin, și cel ce va veni nu va întârzia, însă cel drept al meu va trăi prin credință. Sufletul meu nu găsește plăcere în cel care dă înapoi. Însă noi nu suntem dintre cei ce dau înapoi și care astfel sunt pierduți, ci dintre cei ce au credință, pentru a-și scăpa sufletul. Credința este o încredere în lucrurile nedăjduite.
o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Prin aceasta, cei din vechime au fost vorbiți de bine, prin credință. Înțelegem că veacurile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, așa încât ceea ce se vede a fost făcut din lucrurile care nu se văd. Prin credință i-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea lui Cain. Prin aceasta s-a spus despre el că este drept. Atunci când Dumnezeu a vorbit de bine despre darurile sale, el a murit, însă prin credința sa, el încă vorbește. Prin credință a fost luat Enoch ca să nu vadă moartea și n-a mai fost pentru că Dumnezeu l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că era plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei ce-l caută. Prin credință a ascultat Noe când a fost avertizat cu privire la lucrurile pe care el încă nu le vedea și a construit o arcă pentru a-și salva familia. Prin aceasta el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății care este potrivit cu credința. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Prin credință a stat el în țara promisă ca într-o țară străină, locuind în corturi cu Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu el ai aceleiași promisiuni. Căci el, Avram, aștepta cetatea care are temelii, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Prin credință a primit Sara puterea de a avea o sămânță, chiar dacă ea era stearpă, iar Avram era înaintat în vârstă, deoarece el l-a considerat credincios pe cel ce a promis. De aceea, dintr-un singur om și acesta aproape mort, s-au născut urmași atât de numeroși ca stelele de pe cer și fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Toți aceștia au murit crezând, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. Însă ei aspirau după o țară mai bună. Mă distrează când citesc asta, sincer. Lupta asta acum pentru Israel. Toată lumea să se întoarcă în Israel, că acolo se întâmplă mileniu. Și oamenii ăștia nici nu le păsa de țara aia, de Canaan. Pentru că ei se gândeau la o țară cu temelii, o cetate cu temelii tari. Mă distrează foarte tare, sincer, a trebuit să mă opresc. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. Însă ei aspirau după o țară mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Prin credință l-a jertfit Avram pe Isaac, atunci când a fost pus la încercare, el, cel care a primit promisiunile, a fost gata să-și jertfească singurul fiu, chiar dacă îi se spusese, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. El s-a gândit că Dumnezeu poate să învie pe cineva din morți și, figurat vorbind, așa l-a primit înapoi. Prin credință i-a binecuvântat Isaac pe Iacov și Esau cu privire la viitor. Prin credință i-a binecuvântat Iacov când era pe moarte pe fiecare dintre fiii lui Iosif și s-a închinat rezemându-se pe vârful toiagului său. Prin credință a vorbit Iosif la sfârșitul vieții sale despre exodul poporului Israel și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise de către părinții săi timp de 3 luni după ce s-a născut, pentru că au văzut că era un copil frumos și nu s-a temut de porunca împăratului. Prin credință a refuzat Moise când a crescut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de păcat pentru puțin timp. El a considerat abuzul suferit pentru Hristos ca fiind o bogăție mai mare decât bogățiile Egiptului, pentru că el și-a țintise privirea la răsplata viitoare. Zici că vorbește despre Pavel. Prin credință a ieșit din Egipt fără să se teamă de mânia monarhului. El a perseverat ca și când l-ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a instaurat paștele și stropirea cu sânge pentru ca nimicitorul să nu-i omoare pe întâilor născuți. Prin credință a trecut poporul prin Marea Roșie ca pe uscat. Când au încercat însă și egiptenii, lucrul acesta s-a unecat. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce le înconjuraseră timp de 7 zile. Prin credință n-a pierit prostituata Rahav împreună cu cei neascultători, pentru că i-a primit bine pe spioni.
Și ce aș mai putea spune? N-am suficient timp să vorbesc despre Gedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și despre profeți. Prin credință au cucerit ei regate, au administrat dreptate, au obținut promisiunile, au închis gurile leilor, au stins furia flăcărilor, au scăpat de tăișul sabiei. Din oameni slabi au fost făcuți oameni puternici, au devenit tari în război, au alungat armatele străine, femeile și-au primit morții și înviați. Unii au fost torturați și au refuzat să fie eliberați ca să obțină o înviere mai bună. Alții au îndurat batjocură și biciuire și chiar lanțuri și închisoare. Au fost împroșcați cu pietre, au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au fost uciși cu sabie, au umblat îmbrăcați în piei de oi și de capre, săraci, persecutați, chinuiți, ei de care lumea nu era vrednică, au pribegit prin pustie și prin munți, prin peșteri și prin gropile pământului. Ei toți au fost vorbiți de bine pentru credința lor, însă n-au primit ceea ce a fost promis. Întrucât Dumnezeu a ales dinainte un plan mai bun pentru noi, ca să nu fie ei făcuți desăvârșiți fără noi. De aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte, să ne fixăm atenția asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria ce îi stătea înainte a îndurat crucea disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu atenție la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor, ca să nu vă lăsați descuraja și să nu renunțați. Voi nu vă ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat în întregime încurajarea pe care vă spune ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat de el, pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Răbdați încercările de dragul disciplinării. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Care copil nedisciplinat de tatălui? Însă dacă voi nu aveți parte de disciplină de care au avut parte toți copiii, atunci sunteți copii nelegitimi, nu fii. Mai mult, în cazul părinților noștri omenești, ei ne-au disciplinat, iar noi i-am respectat. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Ei ne-au disciplinat pentru scurt timp, așa cum ni s-a părut lor cel mai bine. Însă El ne disciplinează pentru binele nostru, ca să avem parte de sfințenia Lui. Întotdeauna orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută, dar mai târziu cei care au fost disciplinați prin ea adună rodul pașnic al dreptății. De aceea, întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchii slăbiți, faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru că cel șchiop să nu-și scrântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. Fiți atenți ca nimeni să nu fie desfrânat sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut drepturile de întâi născut. Voi știți că mai târziu, când a vrut să-și moștenească binecuvântarea, a fost respins, chiar dacă a căutat-o cu lacrimi, deoarece n-a găsit loc pentru pocăință. Căci n-ați venit la un munte care poate fi atins și care este cuprins de foc, n-ați venit la întuneric, negură și furtună, nici la sunete de trâmbițe și la un glas al cărui cuvinte au făcut pe cei ce l-au auzit să ceară să nu li se mai vorbească, pentru că n-au putut îndura porunca dată, și anume, chiar dacă un animal atinge muntele, trebuie să fie omorât cu pietre. Priveliștea aceea era atât de înspăimântătoare încât Moise a spus: sunt înspăimântat și tremur. Ci voi ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri adunați pentru sărbătoare, la biserica întâilor născuți scriși în ceruri, la Dumnezeu, judecătorul tuturor, la duhurile celor drepți făcut de săvârșiți, la Iisus, mijlocitorul noului legământ, și la sângele stropit, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aveți grijă să nu îl respingeți pe cel ce vă vorbește, chiar dacă n-au scăpat aceia care n-au vrut să-l asculte pe cei ce l-au adus, ce le-au adus mesajul divin pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ni-l aduce din ceruri. Atunci glasul lui a clătinat pământul, dar acum a promis că voi clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele încă o dată arată înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat, adică a lucrurilor create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat.
De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată, să mulțumim și să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod care este plăcut, cu reverență și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Stăruiți în dragoste frățească, nu neglija să arătați ospitalitate străinilor, pentru că prin aceasta unii au găzduit fără să știe îngeri. Amintiți-vă de cei care sunt închiși ca și cum ați fi închiși împreună cu ei și de cei care sunt torturați ca și cum voi înși v-ați fi în suferință. Căsătoria să fie onorată de către toți, iar patul să fie păstrat nepângărit, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânați și adulteri. Să nu fiți dintre cei care iubesc banii, fiți mulțumiți cu ce aveți, pentru că El a spus, nici de cum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita, astfel putem spune cu încredere, Domnul este ajutorul meu, de aceea nu mă voi teme. Ce îmi poate face un om? Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le exemplul de credință. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Să nu fiți duși în rătăcire de tot felul de învățături străine, pentru că este bine pentru inimă să fie întărită prin har, nu prin porunci cu privire la mâncare, porunci care nu i-au ajutat pe cei ce au ascultat de ele. Noi avem un altar de unde cei care slujesc la cor nu au dreptul să mănânce. Căci sângele animalului este adus ca jertfă pentru păcate în locul preasfânt de către marele preot, iar trupurile animalelor sunt arse afară din tabără. De aceea Iisus a suferit dincolo de poarta cetății ca să sfințească poporul prin sângele Lui. Așadar să ieșim la El, în afara taberei și să îndurăm rușinea Lui. Noi nu avem nicio cetate permanentă, ci suntem în căutarea celei care urmează să vină. Prin El, deci, se aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Să nu uitați binefacerea și dărnicia, pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe îi plac. Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor, căci ei au grijă de sufletele voastre și voi vor fi răspunzători de ele, pentru că astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând, lucru care nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi. Suntem siguri că avem o conștiință bună, dorind să ne comportăm bine în toate. Vă îndemn tot mai mult să faceți aceasta, ca să vă fiu trimis înapoi repede. Dumnezeul păcii, care l-a adus înapoi dintre cei morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, prin sângele legământului veșnic, să vă echipeze cu orice lucru bun pentru a-i face voia, lucrând între noi ceea ce este plăcut înaintea Lui prin Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Vă îndemn, fraților, să primiți cuvântul de încurajare pe care vi l-am scris. De aceea v-am scris pe scurt. Vreau să știți că fratele nostru Timotei a fost eliberat. Dacă sosește curând, va fi cu mine când vă voi vedea. Salutați-i pe toți conducătorii voștri și pe toți sfinții. Cei din Italia vă salută. Harul să fie cu voi toți. Amin. Ok. Nu știu cum sunteți voi când am citit scrisoarea asta, dar cu siguranță că cei care au auzit-o pentru prima oară plângeau ca niște copilași. Cu siguranță. Pentru că, într-adevăr, așa cum zice și el în versetul ăsta 22, să primiți cuvântul de încurajare pe care vi l-am scris, cu siguranță a fost o încurajare pentru ei. Nu? Că scopul cărții, până la urmă, asta este, da? Ce spune în capitolul 3, versetul 1. Frații sfinți, care aveți parte de chemare cerească, gândiți-vă cu mare atenție la Iisus, apostolul și marele preot al credinței pe care o mărturisim. Și asta era, asta e scopul pentru care a scris cartea asta, scrisoarea asta, gândurile astea. Și mai repet asta, fiți atenți la Iisus, concentrați-vă atenția asupra lui Iisus. Este una dintre scrisorile Noului Testament care îl portretizează pe Iisus cel mai bine. Și poate se alătură Coloseniului și altora. Ioan capitolul 1. Mai erau câteva lucruri de vorbit, dar timpul s-a scurs, s-a dus, e 12 și vreau să vorbim puțin despre cine este autorul, despre audiență și dată. Niciuna dintre ele nu se cunoaște. Așa că e foarte foarte pe scurt, nu? Nu se cunoaște autorul. Origen spunea, cine a scris epistola, numai Dumnezeu știe adevărul. Sunt foarte, foarte multe variante. Cei mai mulți au fost de părere că a fost Pavel. Vestul a cedat foarte greu. Augustin a fost unul dintre primii teologi ai Vestului care a afirmat că Pavel.
deși spre sfârșitul vieții a început să se îndoiască din nou că ar fi Pavel, a tot oscilat așa între Pavel și Barnaba. Barnaba este cel pe care l-au susținut partida aceasta vestică. Partida de Est, din care s-au tras ortodoxi și tot timpul au fost fermi pe poziții și au spus că Pavel este cel care a scris. Dar sunt foarte, foarte multe nume vehiculate. Este foarte dificil. Sunt foarte multe obiecții cu privire la Pavel și tind să dau dreptate oamenilor acestora că nu este Pavel cel care a scris această scrisoare. Este o greacă aproape perfectă. Dacă celelalte, în celelalte cărți există foarte multe greșeli gramaticale și de expunere și așa, aceasta este una dintre cărțile aproape desăvârșite. Este o persoană foarte educată, cel care a scris cartea aceasta, și cu siguranță că nu e Pavel. Okay? Deși și el era o persoană educată, însă scrierile lui sunt mai mai sărace decât asta. Okay? Data cu siguranță că este undeva înainte de 70, pentru că se face foarte multă pomenire despre templu, da? Și în ultimul capitol vorbește despre asta, că încă se duc la templu și aduc jerfele și cu siguranță că a fost înainte de cucerirea aceasta sau dărâmarea, de fapt, că era cucerit, de fapt, dărâmarea Ierusalimului, implicita a templului. Timotei încă trăia, de-abia fusese eliberat din închisoare, scrie despre el. De aceea mulți sunt de părere că persoana care scrie era cu siguranță în cercul acesta al apostolilor, în anturajul lui. Audiența, sunt de acord cu Carson. Carson spune că este scrisă către evrei care erau în Ierusalim. Din nou, e foarte greu de, sunt foarte multe păreri și cu privire la audiență. Acest titlu către evrei a fost dat câteva secole mai târziu, la început manuscrisul original nu a avut niciun titlu, nicio adresare. Lucru care nu se întâmplă, de exemplu, la scrierile lui Pavel, tot timpul e o certitudine cui îi scrie Pavel. Da? Și asta e unul dintre exemple că nu este Pavel cel care a scris. Și D.A. Carson este de părere că în momentul în care evreii din perioada lui Claudius și după aceea chiar și din perioada lui Nero și se mutaseră prin Roma și s-au întors înapoi în Ierusalim datorită persecuției, deși și în Ierusalim era o persecuție, dar măcar nu era atât de aspră precum cea din Roma. Ei fuseseră în Italia și în zona aceasta și se întorseseră în Ierusalim, iar scriitorul le scrie aceste gânduri. Și încă o dată, sunt de acord cu Carson într-un fel în care și aveau acces la templu și atunci trebuie să fi fost prezenți în zona aceasta a Ierusalimului. Ok. Cam astea sunt gândurile de introducere ale cărții. O să avem foarte, foarte multe lucruri frumoase pe care o să le atingem în expunerea acestei cărți. O să le luăm verset cu verset sau cel puțin paragraf cu paragraf. O să vă trimit diverse structuri ale cărții pe care le-am luat de la diverse persoane. O să vă trimit de asemenea, pentru cei care vorbiți limba engleză, o să vă trimit, am făcut rost de cursul pe care îl predă D.A. Carson la seminarul Trinity. Are niște cursuri pe care le predă și trece prin, expune cartea evrei și am făcut rost de ele format video. O să vi le trimit și o să le aveți și pe asta și acolo împreună cu asta o să vină tot materialul cursului pe care el l-a predat, format PDF. Și o să aveți acces la toate astea, să ascultați, să putem să înțelegem mai bine cartea aceasta. În structura căruia apare un cuvânt care nu apare aproape în nicio altă carte, acest comparativ mai bun. Și D.A. Carson în introducerea lui vorbește foarte mult despre asta, nu știu ce să fac să vă spun sau să vă las să vizualizați, dar pentru cei care nu știți engleză și nu o să ajungeți, el spune că autorul cu siguranță că putea să folosească cuvântul cel mai bun. Da?
în loc de Hristos e mai bun decât îngerii, Hristos e mai bun decât Moise, Hristos e mai bun decât Iosua, Hristos este mai bun decât preoția levitică, le-am luat la rând. Jertfa lui Hristos este mai presus decât jertfele aduse de preoți, legământul lui este mai bun decât vechiul legământ. Zice el, interesant că chiar și din expunerea cărții acestea se vede smerenia asta și că în momentul în care cineva vine și spune asta este cel mai bun, nu mai există altceva mai bun decât acesta, deși tu crezi lucrul ăsta, el spune această folosire a comparativului mai degrabă arată smerenie și declanșează într-un fel interes din partea celuia să asculte decât dacă ai spune așa într-un mod foarte autoritar ceea ce cred eu este cel mai bun, ceea ce spun eu este cel mai bun. Ok? Înțelegeți? În momentul în care cineva face lucrul ăsta, îți pierde interesul. Nu? Mie mi s-a părut o explicație interesantă pe care de Carson chiar m-am gândit, da, de multe ori când am auzit oamenii, ăsta e cel mai bun, eu sunt cel mai bun, eu sunt așa, atunci, ok, nici nu mai ascult. Dar în momentul în care există această comparație, parcă zicea, ia să văd, de ce e mai bun decât celălalt sau cealaltă? Ok. În fine, o să vă trimit toate materialele astea, o să le aveți, puteți să le ascultați, să le folosiți. Cu ajutorul Dumnezeu să începem de data viitoare, să parcurgem această scrisoare. Nu știu cât o să ne ia, încă nu știu exact câte predici o să fie. Structura mea o să arate puțin diferit față de structurile pe care o să le primiți, o să le îmbin într-un mod diferit și vom vedea ce va ieși. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea har. Și nu doar să fie așa o expunere de asta teologică și informațională, ci să fie în săptămânile astea care ne stau înainte, timpul ăsta în care vom studia Cartea Evrei, să fim încurajați că îl cunoaștem pe Dumnezeul Harului și că El ne dă har și că ne dă har să avem credință în El. Și cum spunea și el, să ne concentrăm atenția asupra lui Iisus și mă rog ca să fim încurajați la aceasta săptămânile astea sau lunile astea sau poate anul ăsta în care vom studia Evrei, ok? Bine, hai să ne ridicăm, știu că v-am înghețat picioarele, sper să puteți să stați în picioare. Dar mulțumim Domnului și pentru locul ăsta, am venit îmbrăcat în haine bune, n-am venit îmbrăcați în piei de oi, în piele de oaie și cum am citit aici. Și toți ne ducem la căldurică și avem situații bune pentru care trebuie să fim recunoscători. Da. Cineva spunea că atunci când ești nemulțumitor de situația ta, să te gândești la cineva care o duce mai rău decât tine, dar cred că nu tot timpul e corectă afirmația asta, că indiferent cât am avea, ar trebui să fim mulțumitori și nu trebuie neapărat să ne forțăm gândindu-ne la altul care are mai puțin decât noi, ci să ne gândim că atât cât avem, Dumnezeu a hotărât și că El e înțelept, că ne-a dat atât și avem atât. Okay?